Astăzi, prietenul meu Dănuț a furat-o pe Andreea să o aibă doar pentru el. Și pe lângă chestia asta, și-a făcut o casă extrem de securizată în Minecraft, o casă în care intri foarte, foarte greu. Dar nu asta este problema, pentru că s-au întâmplat niște chestii foarte, foarte nasoale și Andreea a dispărut. Rămâneți până la final să vedeți ce s-a întâmplat, pentru că s-au întâmplat foarte, foarte multe chestii nebune în videoclipul de astăzi. Și de asemenea, vă recomand să vă uitați și la perspectiva lui Dănuț, pentru că a filmat și el toate fazele astea și acolo o să puteți să vedeți cum a reușit să o piardă pe Andreea. Așa că vă urez vizionare plăcută. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Ba, Andreea, uite, ăsta este efectiv un date perfect, uite. Stăm la aer, avem aici picnic, grătarul e încins, putem să facem cărniță, putem să facem multe chestii. Ia zi, uite, ți-am făcut aici un desen pentru tine. Păi ce vrei mai mult de atâta de la viață? Am decorat casa împreună, am făcut o grămadă chestii. Asta este pentru tine, Andreea. Mulțumesc, mulțumesc. Desenez chiar foarte, foarte bine. Desenez chiar foarte frumos, sincer. Da, e pentru tine, e fix pentru tine l-am făcut. Uite, aici picnic cu o grămadă chestii. Cât ți-am zis, grătarul este în jeans. Puteți să facem aici să ne facem de cap. Te-am lăsat să-mi decorez casa, deși e decorată destul de minimalist, dacă mă întreb pe mine. Cu șezlonguri, cu din astea, cu patul. Deci, eu zic că ne descurcăm, uite, aici. Nu prea-mi plac tobele astea, mi le-ai pus aici așa, random. Nu știu, nu prea-mi plac astea. Asta e un laptop cu niște boxe și cam aia e. Ca să înveți să-mi cânti. Oricum avem noi melodii din alea șmechere cu Minecraft. Băi, Andreea, adică... Na, uite și aici pat. Ia uite, bă, uite că tu până... Ce se aude? Ce se aude așa? What? Ia uzi-l! Bă! Ce, bă? Alo! Ce se întâmplă, băi, frate? Bă, nene! Dănuț! Bă, Dănuț, încetează! Ce naiba faci? Ce, mă, ce te-a apucat? Alo! Dănuț, ce naiba ai? Încetează, lasă-mă pace! Bă, lasă! Aaaa! Deci, efectiv, m-a tăiat pe din două. Bă, Dănuț, ce Dumnezeu te-a apucat? Uite-l pe nebun, bă! Îmi strici casa, nenorocitule! Îmi strici casa, pleacă de ala. Ce ți-ai făcut, mă, la casa ta? What the fuck? Mai pleci cu Andreea? Plec când vreau eu. Bă, dar nu-ți vezi că strici casa, că Andreea a decorat-o. Bă, nu mai strica. Bă. Andreea, o renovezi. Andreea, ce ne facem? Că ăla cam dă damage nebunul. De unde ai drujba, efectiv? De unde ai drujba, Dănuț? Ce te-a apucat? Secret. Ne strică casa, bă. Efectiv, ne strici casa. Ți-am zis că-l chem pe unciu. Bă. Păi și ce? Unciu ți-a dat asta? Andreea, dă-te. Bă, Andreea, e gri... Bă, stai-mă puțin. Să-mi iau eu niște chestii din astea, că am păstrat eu pe aici. Am păstrat eu pe aici niște chestii. Te-ai con... Bă! Ce faci, bă, nebunule? What the fuck, bă, Dănuț? Doamne! Andreea s-a zis și cu decorațiunea ta, gen. Mă, ce te-a apucat, mă? Parazitule! Parazitule uman! Nu trage, că e și Andreea lângă mine! O lovești pe Andreea! Parazit uman ce ești! Abia ce-am decorat-o, exact! Bă, nu mai dacă ne om... Bă, ne dai înamândoi ce ai! Andreea, stai în spatele meu, că nebunul ăsta a nebunit. Stai că să se aduc și ție costumul ăla, Andreea, că... Bă, nu mai da, mă! Încetează, că... Ia uite-te la el. Da, Dănuț? Bine. Dănuț, oprește-te, că o super pe Andreea. O super pe Andreea. Andreea, ție-ți plac băieții agresivi? Că nu cred că îi plac băieții agresivi. De ce ești, mă, așa? Uite-te și tu. Andreea, ia-ți astea pe tine. Puii mei. Ia și tu ăsta. Că eu cred că l-a apucat. Ia uite-te și tu. Acum poți să stai cu mine. Mă, dar ce ți-ai făcut la casă, Dănuț? Ia stai să văd eu. Ce ți-ai făcut la ea? Ia uite-l, mă. Uite și motocicletă. Bă, ce ți-ai făcut, bă? Să nu te mai apropii tu. Ia uite, bă, ți-ai securizat casa, efectiv.
Ți-ai pus cu tunuri. Tu de acolo dădeai cu alea. Doamne, cu stop, cu lasere. Suntem în război. Păi nu, nu intru în casa ta. Gata, nu trage că e Andreea. Uite, stau lângă Andreea. Ce-i cu a... Vai de capul meu. Bă, încetează. Că uite, pusese Andreea niște draperii frumoase cu inimioare. Bă, să-mi trag palme, bă. Olo, Doamne. Bă, Dănuț, nu așa se face, uite. Ia, Andreea. De ce îi dai ea acum, bă, Dănuț? Cred că și-a făcut o părere proastă despre tine, Andreea. Nu vreau de la tine. Uite, și-a făcut o părere proastă despre tine acum. Nu vrea să vină la tine acasă. De ce să vină la tine acasă la un om așa agresiv? Pleacă de aici, uite. Nu te lasă să te apropii de ea, lasă-o în pace. Păi și ce dacă... Dacă tu ai casă, ce? Gata, ești mai șmecher sau cum? Andreea, fușca nebunit ăsta. Mama, nebunii nebunul. Nebunule, gata că te împușc. Aha. 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 Ia. Oh my god. Ia, mă, ia. Hai, mă. Bine, mă. Haide. Mai ești șmecher? Unde ești, Dănuțule? Unde ești? Ești sus pe restaurant? L-am omorât în puii mei, dar nu... Nu-ți zic. E sus pe restaurant, 100%. Dar nu cumva să distrugi restaurantul pe care unciul ni l-a dat. Orice, dar nu restaurantul. Ia uite-l. Bă, nebunule, gata. Nebunule, gata. Las-o pe Andreea, nu te... Andreea, fugi, Andreea, fugi, Andreea, fugi, Andreea, fugi. Vezi că-ți vine nebunul în spate. Bă, gata. Stai. Eu stau, dar stai și tu liniștit? Ia uite, bă, frate. Ia, ce vrei să faci? Andreea, stai. Mă, ce-i faci, mă? Mă, nenorocitule, tu dai în ea. Intri prin... Bă, ne strici ăsta. Mamă. Vai de capul meu. Dă-te în puii mei. Andreea, stai ascuns în baie. Intră în baie aici. E baie aici, fix în dreapta. Intră în baie acolo. Stai ascuns acolo, că nebunul nu știu ce face. Cred că e posul. A, uite-l! Bă! Nu restaurantul! Încetează! Bă, nu o să ne strici restaurantul! Efectiv, ne strici restaurantul, ce ai? Bă, strici de-ai stricat aici intrarea. Gata, bă! Lasă-l ăla și gata. Ia uite. Boom, headshot, ia uite. Headshot ți-am dat. Dă-te-n puii mei, Dănuțule. Ia uite-te și tu. Nu mai trage. Păi cum să nu tragă în tine când ai nebunit? Îți distrugi restaurantul, uite. Fai de capul meu. Doamne, ferește, mă. O să stăm acum mult să reparăm ăsta. Nu, pleacă. Las-o pe Andreea în pace. Las-o pe Andreea în pace, gata. Bă, nene, nu mă înțeleg cu tine. Oh my god. Bă, stai mă că nu mai pot să mai intru acum. Bună. Bă, Dănuț, trebuie să înțelegi o chestie. Că dragoste cu forța nu se poate. Dragoste cu forța nu se poate. Dar nu-ți pleacă că mă speri, uite. Uite că o speri, mă. O speri, bă, Dănuț, încetează. E speriată toată, nu mai poate. De ce trebuie să fie așa rău? Dar cum adică n-ai făcut nimic? Vino să-ți arăt ce-ai făcut. Ca să înțelegi. Că acum nu mai contează, trec prin astea și mă interesează. O protejez de tine. Uite ce ai făcut, Dănuț. Aveam și eu aici, efectiv, o terasă. Aveam grătarul pregătit cu mititei, să punem niște mici. Să ne facem acolo grătar. Încetează, te rog eu. Nu strica ceva ce oricum e deja mega stricat. Ne ferește, mă. Bă, ia să-ți fac și așa la casa ta. Cum ar fi? Cum ar fi să-ți fac și așa la casa ta? Sau ia stai puțin, ia. Iată. Gata. Hai, Andreea, vină repede. Urcă-te repede, Andreea. Gata. E de la munciu, nu mă interesează. Nu, am scăpat eu, scuze. Ia. Ia uite nebunul. Trage după noi, haide. Opa. Vrei să tragi după noi? Hai, trage încoace. Hai tupeu. Ia uite.
Cum și-a făcut casa, bă, ești nebun. Credea că face chestii pe aici. Ia uite-l. Aoleu, ce era, vreau să te iau, Dănuț. Bă, gata, mă, gata. Că-ți distrugem ca... Uite, nu cred că... Uite, aici, nu vrea, aici vezi cum e cârnatul? Nu vrea să-și folosească el chestiile. Gata, aoleu, gata. Te rog eu mult, Dănuț, lasă-mă în pace. Uite, acum e Andreea aici la tine. O lași pe Andreea. Hai că... Andreea trebuie să... Rămâi aici până... Rămâi aici, doar așa, puțin. O să rămâi aici. Du-te cu el, fă ce zice el, că mă întorc eu, să te salvez eu. Ia uite nebunul. Mamă. Andreea, să ai grijă să spui centura de siguranță. Pe motocicletă, chiar dacă nu cred că are. Dar îți recomand să spui centura aia. Dacă cumva există. Doamne, uite-te și tu. Băi, frate, la ce mi-a făcut aici Dănuțul meu? Ai, dă capul și de zilele mele. Eu nu știu de unde să încep să repar, să fac, să dreg. Bă, și-mi făcuse Andreea acolo frumos cu inimioare. Vreau să mă pregătesc să fac chestii pe aici. Aveam grătarul pregătit, bă, ce nemerni. Până și restaurantul l-a stricat, bă. Aoleo, Doamne. Fie iar el să fie cu unciul lui cu tot, că m-am săturat de talentele astea, de Caterinca asta proastă pe care o face. M-am săturat, frate. Vai de capul nostru, știi-te și tu că mai avea... Cred că și-a distrus și el foarte puțin din casă. Cea mai bună chestie în momentul de față, cred că ar trebui să acopăr aici astea. Că altceva mai bun nu cred că am de făcut decât să le acopăr. Și să... Doamne, dacă dirt. De cât dirt o să am eu nevoie, frate, să repar toate chestiile astea. Ia-te-l, mă, ce mai vrei, mă? Ce mai vrei, mă, Dănuțule? Care mai e problema ta? Ce mai vrei și unde e Andreea? Nu o luase-i tu să o duci? Avem o problemă. Ce problemă? Nu o luase-i tu să o duci la plimbare? Ce s-a întâmplat? O mare problemă. Păi ce s-a întâmplat? Ai pierdut-o, nu-mi spune că ai... Nu, cum adică nu mai e Andreea? Mă, nenorocitule, ce ai făcut? Mă, ce ai făcut? Efectiv, ce ai făcut? Ce ai făcut, Dănuț? Explică-te. Mai știi gândacii? Da, îi mai știu, dar ce Dumnezeu e? Nu spune. Nu spune. Efectiv, nu spune. A căzut de pe motor. Vai, de capul meu și de zilele mele. Și am fugit. Păi așa ești tu bărbat, mă? Păi așa ești tu bărbat? E femeia ta la nanghe și o lași acolo să moară? Ne ferește, mă, frate. Erau mulți gândaci. Ori avea baza lor secretă sau, nu știu, a gândacilor. Ce Dumnezeu se întâmplă? Ne ferește, mă, că erau foarte mulți. Mamă, păi și ce ne facem, bă, Dănuțule? Sincer, știi ceva? Știi care e chestia, Dănuț? Pot decât să zic următoarea chestie. Tu ai pierdut-o, tu să o găsești, da? Tu ai pierdut-o pe Andreea, tu să te ocupi de situație. Nu te ajut, nu vreau să te ajut, uite că nu vreau să te ajut. Ai venit, mi-ai distrus casa, mi-ai făcut aici belele, mi-ai făcut o grămadă chestii. Casa la care am stat foarte mult să decorez cu Andreea. Da, păi e prietena mea, dar tu o placi, ai uitat? Păi tu o placi, ar trebui să fie problema ta, nu a mea. Cum adică la, alo, Dănuț, tu ai pierdut-o, tu trebuie să... Tu trebuie să o aducem înapoi. Adică tu trebuie să o aduci înapoi, nu să o aducem. Mă duc să dorm. Ai impresia că dacă te culci, problemele tale dispar? Ai impresia că dacă te culci... Nu. Și unde te culci tu? Ia, chiar sunt tare curios că nu ți-am văzut etajul. N-ai pat, Dănuț. Nu ai pat. Efectiv, nu ai pat. Unde vrei să te culci tu dacă n-ai pat? Aici dormi. Păi stai aici, întins. Te întins pe zăpadă. Ne ferește, mă, băi. Ia, hai, treci încoace. Și arată-mi ce ți-a dat unciul. Arată-mi ce ți-a dat unciul, hai. Arată-mi ce ți-a dat unciul dacă vrei să te salvi. Dacă vrei să o salvăm pe Andreea. Vrei să o salvăm pe Andreea sau nu? Arată-mi ce ți-a dat unciul. Nu e vina mea. Ba da, e vina ta că tu ai dus-o în pericol. Ia. Ok, astea ce sunt? Fuel tank, ok. Ok. Și ăsta la ce se folosește? Rachete. Ok, rachetele. Aruncătorul de rachete, bun. Și atâta?
și drujba, bă. Wow. Deci asta ți-a dat ție unciu, hă? Cum ar fi acum să încep și eu să fac pe aici prin casa ta? Ți-ar plăcea să fac și eu așa prin casa ta acum? Ți s-ar părea normal? Ți s-ar părea foarte frumos? Păi de ce mi-ai făcut mie atunci acolo? Erai gelos pe mine, este? Vine unciu, știi, tău? Da, da. Ia-ți ăla. Ia-ți și astea înapoi. Dar aruncătorul de rachete, ia. Sunt pe aici chestii, că văd că ai chesturi. Ce sunt astea? Nu, n-ai, văd că n-ai. Deci doar un singur aruncător de rachete cu pistolul. Eu cred că am putea să ne descurcăm și să o rezolvăm pe... să rezolvăm... Alo, alo, vezi că îmi dai mie damage, ai grijă. Pune-ți armura aia nebună. Eu cred că o să stau cu ăsta de... de protecție, că nu știu dacă ar trebui să mai stăm așa. Da, cu ăsta de gândaci, efectiv. Eu nu cred că ar trebui să rămânem așa. Și, efectiv, arată-mi unde este baza lor, ce s-a întâmplat cu ea. Cum nu mai... Doamne ferește, mă, deci tu o pierzi și nici tu nu mai știi unde este? Deci tu o pierzi și nu mai știi unde este. Doamne. Haide, urcă-te pe motocicletă, conduc eu. Hai. Hai să vedem, dănuțule. Hai să văd unde puii mei este. Aolo, ce mă fac eu cu tine, dănuțule? Efectiv, ce mă fac eu cu tine când faci numai belele? Nu mai probleme faci, efectiv. Opa, stai că m-am dat aici jos. Cred că așa a căzut și Andreea, frate, de pe motocicletă. Așa a făcut și ea. Tot ce e posibil. Tot ce e posibil. Ia că tu parcă venisei din partea asta, parcă venisei, nu? Parcă din partea asta venisei. Eu zic să nu o căutăm. Păi de ce? Că avem lansatoare de rachete, avem o grămadă chestii. Vrei să-l chem pe unciul tău sau ce vrei să faci? Sunt mulți gândaci. Și ți-e frică de gândaci acum. Dar să-mi distrugi casa nu ți-a mai fost frică. Ești fenomenal, dănuț. Ești efectiv fenomenal. Ia. A, uite un sat aici. Aici era? Spune că aici era. Hai că sunt pregătit. Eu deja sunt pregătit aici. Oh my god! Am distrus din astea, nu-i problemă. Stai liniștit, dănuț, hai că le distrug aici repede. Uite-l acolo pe unul. Uite-l, uite și calul. Calul e contaminat, este, nu? Uite și preotul. Și toată lumea. Bum, ia uite-i. Îi distrug pe fraieri. Gani. Uite mă că le distrug aici. Gani. Ce mă, dănuț, ce vrei? Lasă-mă că îi bat pe ăștia. Nu ăștia ți-au distrug... Nu ăștia au... Ce s-a întâmplat? Nu ăștia ți-au... Nu aici ai pierdut-o? Nu aici e. Asta era un simplu sat. Bă, aveai și dreptate, tata, nu-ți da. Sincer, vreau să omor și niște chestii pe aici. Gata, hai să mergem, dănuț. Săracul sătean. Unde? Unde e săteanul? A, dănuț. Da, săracul sătean. Rip, dănuț. Trebuie să mă întorc acum acasă să mă duc să-l recuperez pe fraier. Bă, nene, măcar am ajuns și noi. Să vedem care-i faza cu dănuțul meu, care mă așteaptă restaurantul jumătate distrus. Dănuț, unde ești, mă? Unde ești, patroane? Patroane, uite că ai distrus și restaurantul, patroane. Ce facem? Explică-mi. Ce facem? Tu, nu eu. Bine, cum zici tu. Uite, stăm. Păi ce vrei, să o lăsăm pe Andreea așa, să o lăsăm baltă și să nu o salvăm? Cum adică da? Nu, nu asta e atitudinea, dănuț. Păi tu ai fi bine, dar nu pot să stau așa, că e prietena mea până la urma urmei, Andreea. Nu pot să o las așa baltă să o mănânce gândacii aia, sau ce Dumnezeu sunt. Cum adică și? Da, o salvăm, puii mei, normal că o salvăm. Uite, din cauza ta trebuie să facem o grămadă chestii din astea, dănuț. Deci, efectiv, numai din greșelile tale, uite. Bine, mergi tu înainte. Bine, o să mergem, dar prima dată trebuie să găsim unde e baza lor secretă și chestiile astea. Hai să... Hai de capul meu. Hai în restaurant să vedem dacă reușim să găsim și noi
vreo informație, ceva, nu știu, habar n-am. Să vedem unde putem să mergem ca să unde să o căutăm prima dată. Că lumea asta a Minecraft-ului e... Eu m-am panicat și am fugit. Îți aduci aminte cum arăta chestia unde era oia? Cum arăta? Cum era? Explică-mi. Ca să știu și eu, ca să... Era ca o bază. Ok. Ok, deci era ca o bază. Mulțumesc, ai fost de folos foarte mult. Dar na, lasă că o găsim noi, Dănuț. Ne strângem aici, avem rachete, avem o grămadă de chestii, ne strângem toate chestiile. Și erau mulți gândaci. Nu e nicio problemă. Strângem rachetele, facem o grămadă de chestii și mergem să o recuperăm pe Andreea, pentru că nu putem să stăm așa, da? Hai să ne pregătim să mergem.